Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox al Europei de Nord, s-a aflat zilele acestea în mijlocul românilor din capitala Norvegiei, Oslo. Duminica aceasta, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a botezat 2 copii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat înțelesurile duhovnicești ale pildei semănătorului. Slujirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos întotdeauna se împlinește prin slujirea semenilor. Slujirea arhieriei Mântuitorului Iisus Hristos se împlinește atunci când îi slujim pe toți cei care au nevoie de ajutorul său pentru a ieși la limanul cel neînviforat al mântuirii. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos, după cum am văzut în pilda care s-a citit astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, El este marele semănător și ne îndeamnă pe toți să devenim semănători chiar și aici. Dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-am vrednicit în această duminică a semințelor și a semănătorului de marele dar al Sfintei Liturghii. Bucuria a fost îndoită avându-l pe Preasfințitul Părinte Macarie în mijlocul nostru, pe care îl așteptăm cu bucurie și în număr mare de fiecare dată. Ne-am spovedit, ne-am împărtășit și preoți și credincioși. Ierarhul le-a oferit copiilor prezenți la slujbă mai multe daruri, iar credincioșilor le-a împărțit cărți de folos sufletesc.